Fotbaliștii Stelei se pregătesc din nou la baza sportivă din Ghencea după aproape 3 luni de izolare, însă antrenamentele au loc în grupuri separate. Clubul Steaua București îndeplinește cu strictețe ordinele Ministerului Tineretului și Sportului și al Ministerului Sănătății, iar sportivii sunt supuși zilnic procesului de monitorizare și triaj epidemiologic la intrarea în baza de pregătire. Unul dintre liderii echipei, Valentin Bărbulescu, ne-a povestit cu ce și-a umplut timpul în perioada stării de urgență și cât de mult așteaptă meciurile oficiale. Cum a fost pentru tine această perioadă de pandemie? Cu ce ți-ai ocupat timp? În afară de antrenament. Să zic așa, eu am fost unul din privilegiați, având în vedere că stau la curte, mi-am umplut timpul bine, în fiecare zi am făcut câte ceva, am tuns o iarbă, am pus un pom, să zic așa, mi-a fost bine, nu am resimțit așa de rău ca ceilalți. Mijlocașul Stelei speră ca datele de disputare ale partidelor din play-off și baraj să fie făcute publice cât mai repede posibil și are un mesaj pentru suporteri. Ne pregătim așa în gol, să zic, nu știm nimic, ca să joacă, nu se joacă și starea asta nu, ne creează un oarecare disconfort. Ne știe nimic clar pe data de... Te pregătești, probabil și Dani nu știe cum să facă să ne aducă în cea mai bună formă, că nu știi când să te aducă în cea mai bună formă. Dar ce să facem? Asta este, înțelegem situația, vedem la nivel înalt, nu la noi. Că sunt problemele astea, nu știi, joci, nu joci, ați văzut și noi astăzi ce se întâmplă la Liga 1 cu cazurile astea care au apărut acum. Dar trebuie să ne adaptăm și să fim concentrați și așa și în situația asta. Suntem mai puternici pe zi ce trece, vom fi mai bine pregătiți, vom ști cu toții mai mult ceea ce își dorește Daniel de la noi. Vom stabili mai bine sistemul pe care vrea să-l implementeze și cu siguranță vom fi mai puternici de la reluarea meciurilor. E teamă de acest virus? Dacă vorbesc în numele meu, mie nu mi-e teamă. Mi-e teamă de ceilalți care sunt mai vulnerabili la acest virus. Am înțeles că noi, sportivii, să zic așa, și oamenii care au o imunitate foarte bună, nu i-ar afecta deloc, ar fi asimptomatic. Dar mie teamă, într-adevăr, de oamenii care au probleme și toți avem persoane dragi care au imunitatea mai scăzută. Dornici să jucați pe noul stadion? Dornici. Da, v-am zis, trebuie să fim modești, să fim umili și să nu visăm. E frumos să visezi, dar trebuie să fii și realist, să nu arzi etapele. O luăm așa, pas cu pas. Și atunci o să fie bine pentru toată lumea. Și pentru noi și pentru toți suporterii Stelei. Un mesaj pentru ei? Îi așteptăm cât mai repede lângă noi, sperăm să se rezolve și chestia asta cu spectatorii și să intre totul normal. Chiar dacă nu sunteți prezenți în tribune, vă vom simți aproape. Forța Steaua!